Salutare și bine ați venit la canalul meu de YouTube. Dacă sunteți în căutarea unui mouse relativ ieftin, cu niște performanțe deosebite și care mai scrie și ceva puncte la capitolul aspect, astăzi vreau să vă prezint Trust X-Ray Illuminated PC și laptop. Am achiziționat mouse-ul cu 79 de lei de pe internet, nu o să vă zic site-ul. Dar am văzut că se vinde undeva în jur la 99 de lei, 100 de lei. Cam așa arată cutia noastră, câteva specificații, 4000 dpi senzorul, 10 butoane programabile, LED-uri RGB. Easy Access Side Buttons, 3 butoane pe lateral, software avansat X-Ray, spun ei. Cutia este o cutie lucioasă, dintr-un carton lucios, de foarte bună calitate. Uitați cam așa arată. Bun, haideți să-l scoatem din cutie. Insist încă o dată, când achiziționați un produs nou, aceste sigilii să fie intacte. La mine se pare că numai două sunt intacte, unul ar fi desfăcut, dar pare în regulă. După cum vă ziceam, cutia foarte frumoasă. Mai are unul aici. Deci are patru sigilii. Până nu l-am mai văzut. Uitați, cam așa arată mouse-ul nostru. Deci în cutie nu se mai află absolut nimica, doar cutia cu mouse-ul propriu zis. Ia uitați ce frumusețe de mouse. Da, unii o să spuneți că sunt și mai frumoase și da, pentru 100 de lei, cât e prețul lui întreg, v-am zis, am plătit undeva la 79, mi se pare super în regulă. Haideți să-l scoatem afară să vi-l arăt. Are un negru mat pe el. După cum observați, logo-ul Trust. Mi se pare foarte, foarte frumos. Și încă o dată, la banii ăștia, deci chiar nu am ce să spun. Are și un buton pentru oprit și pornit iluminatul. Are cablul acesta îmbrăcat, braided cable, v-am spus cum zic americanii. O mufă USB, se pare că e 2.0. Haideți să vedem cutia, mai conține ceva accesorii. În cutie găsim un user guide. Celebrul Lapti Build GXT de la Trust. Avem și o broșură care ne arată cum se introduce în unitatea centrală. Și cam atât. Cam asta a fost video-ul cu mouse-ul nostru. După cum ați văzut, l-am băgat și în port ca să vedeți cum arată iluminat și în condiții de lumină redusă. V-am spus, la 100 de lei, zic că nu puteți să dați greș cu mouse-ul ăsta, părerea mea. Bun, dați video un like, că dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu pentru mai multe video de acest gen și ne vom vedea în viitor pe canal. O zi bună!